Eu sper că timpul noastră vă să ne ajutați și o să avem toată grădinița așa. Trebuie să vă spun, a fost o grădiniță specială, pentru copii cu ce. Dar acum eu frumusețe, eu nici acasă nu am așa ceva. Printre instituțiile preșcolare de învățământ inspectate astăzi de primarul Capitalei s-au numărat și grădinițele numărul 156 și 175, în care urmează a fi redeschise în acest an mai multe grupe noi. Am convenit cu doamna viceprimar și responsabilii de la direcție să fie făcută nu doar o evaluare pe care o avem astăzi, dar să fie pașaportizate toate instituțiile educaționale în această privință, ca să vedem necesitățile de primă oră care sunt, pentru că dacă undeva curge acoperișul, să investim în altă parte pentru alte lucruri, probabil că trebuie să măsurăm de 7 ori și după asta să ne gândim cum exact să facem. Potrivit viceprimarului Angela Cutasevici, revenirea copiilor în grădinițe ar putea avea loc etapizat. Am făcut chestionarea părinților. În prima etapă și-au exprimat dorința 66% în luna iunie. În a doua etapă și-au exprimat dorința de a reîncadra copiii 51%. Prima etapă să vină în mod obligatoriu doar copiii din grupa pregătitoare și ulterior deja să se săptămânal să se reîncadreze și celelalte categorii de vârstă. Totodată, edilul a dispus verificarea minuțioasă a procesului de cheltuire a banilor publici. Tot astăzi am decis să semnăm o dispoziție prin crearea unei comisii care va verifica tot ce ține în mijlocii de reparațiile capitale sau curente în instituțiile educaționale, să facem în timp foarte util cu procesele verbale respective de recepționare a lucrărilor și actele de constatare a stării de fapt. În total, în 31 de grădinițe au fost deja finalizate lucrările de reparație. În acest an, pentru reparația instituțiilor preșcolare, au fost alocate peste 100 de milioane de lei. Pentru pregătirea grădinițelor cu dezinfectanți a fost alocată suplimentar suma de 5 milioane de lei.